societatea noastră, să-mi exprim ca de fiecare dată bucuria să mă reîntâlnesc cu dumneavoastră, deși suntem într-o zi de luni, suntem în vacanță, începe săptămâna mare, toată lumea are 1 milion de probleme de rezolvat. Iată că biblioteca vă mai ridică în față o provocare și vă invită la întâlnirile noastre lunare după amiez culturale la Vaslui. Am gândit că chiar dacă suntem în preajma sărbătorilor pascale, noi trebuie să ne ținem un program, că probabil, respectând aceste programe, aceste programe pe care ne le impunem, nu ne le impus nimeni, vom ajunge într-o zi și noi să fim invidiați cum îi invidiem noi acum pe germani. Și știți că de fiecare dată n-a avut importanță câte persoane sunt în sală, atunci când ora era cea afișată, noi am început acțiunile. Că sunt 20, că sunt 50, că este săptămâna mare, că este în preajma Crăciunului. Dacă am stabilit ceva, atunci am încercat să ne ținem de cuvânt. Astăzi, o provocare apare. Exilul literar românesc, o istorie cu multe necunoscute. Probabil v-ați fi așteptat ca în săptămâna mare să discutăm despre patimile lui Iisus sau despre orice altceva care este înrudit cu această sărbătoare. Dar partenerul nostru în acest demers frumos după amiez cultural de la Vaslui, domnul profesor Constantin Dram, a ținut neapărat să vină cu această temă, pentru că a considerat că este foarte importantă și cu siguranță stârnește interesul. Ca de fiecare dată, invitați de seamă la aceste evenimente, astăzi doamna Lidia Iacob, lector universitar, doctor la Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași. Probabil cu toții știți câte ceva despre exilul românesc. Dacă ar fi să ne întoarcem în timp, am zice că Nicolae Eminescu Spătau ar fi unul dintre cei care a fost în exilul românesc și a creat în străinătate. Am putea spune despre Dumitru Cantemir, la fel. Nu ni l-am asumat cum trebuie pe Panaiti Strate și este foarte bine recunoscut în străinătate. Dadaismul nu a găsit un teren propice aici, dar a fost frumos primit în Occident. Care este valoarea asta? E altceva. Putem discuta despre modul în care se adaptează creatorii români la lumea occidentală. Putem discuta de deschiderea pe care o manifestă țările din vest față de oamenii de știință, față de scriitori. Putem la fel de bine să discutăm despre cum alungăm noi valorile. Dar cred că lucrurile acestea vor fi dezbătute într-o anumită măsură și lămurite într-o anumită măsură de către cei doi invitați pe care îi salut și îi mulțumesc pentru efortul de a fi la Vaslui. Bună ziua tuturor! Bine ne reîntâlnim. Și eu îmi cer cumva iertare că ne întâlnim în această zi și vă furăm o bucățică din săptămâna scurtă, dar omul trebuie să fie pregătit pentru toate încercările. Așa că o discuție despre exil cred că este foarte binevenită, pentru că, la urma urmei, cea mai mare formă de exil din istorie este aceea pe care a trăit un popor întreg, poporul evreu. Nu a existat, probabil, o formă atât de îndelungată, odată, deci ca nivel cronologic, doi, ca nivel de consecințe. Tot ce trăim noi astăzi, de fapt, adică povestea biblică, este rezultatul unei rătăciri cu valoare de exil, de secole, pe care au trăit-o evreii. Și atunci exilul are conotații cu totul și cu totul speciale. Doi la mână, doamna profesor pe care am rugat-o să vină astăzi aici în fața dumneavoastră, doamna Livia Iacob, dincolo de faptul că este unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai gărzii mai tinere, să spunem, adică este lector universitar la Facultatea de Litere, este specialistă, pe de o parte, în proza, să spunem, mai puțin discutată, aceea care suportă atributul de balcanism, adică o linie relativ nouă care vine de la Mircea Mutu, încoace cel puțin în discuțiile din literatura sud-est europeană, este o foarte bună specialistă în poezie, ea însă și fiind poetă și în același timp critic literar profilat pe discuții nu doar de poezie, dar în mod deosebit despre poezie, dar și despre celelalte tipuri de discurs literar,
Doamna profesoară a susținut una dintre cele mai frumoase și mai originale și mai importante teze de doctorat despre parodie, subiect al tezei care a fost adus apoi într-o carte apărută la editura Institutului European din Iași, o carte la care am avut onoarea să fiu cel care a scris cuvântul înainte, dar o carte cu totul remarcabilă care există în mai toate biografiile ce se referă la acest subiect al parodiei literare, pentru că ea pornește un excurs din antichitate către Rabelais încoace. Doamna profesoară, cred eu, și asta o să vă convingeți dumneavoastră, că amintele înseamnă că nu am mână bună și n-aș vrea să greșesc. Cred eu că are un discurs femecător. Cred că o să vă spună lucruri interesante, pentru că acei oameni care au scris în condiții din afara țării matrice, sunt ei înșiși în sine oameni aparte. Și acei care a povestit domnul Fichineț deja sunt niște începuturi. Dar dacă luăm mai încoace, mai înspre zilele noastre, găsim o mulțime. Unii cu o cotă relativ umflată, aici e altă poveste, și nu avem ce face, alții care chiar merită. Și prin faptul că au rămas unde au rămas, au ajuns la culmi ale gloriei, ca să fac o parafrază după Cioran, pe care poate nu le atingeau dacă trăiau în România. Adică sunt părți bune, părți mai puțin bune. Dar exilul în sine, multe cunoscute și necunoscute, este de fapt subiectul conferinței pe care vă va prezenta colega și prietena mea, Livea. Bună ziua tuturor și bine m-am găsit la Vaslui. Mulțumesc domnului director pentru invitație și domnului profesor Constantin Dram pentru cuvintele foarte frumoase pe care le-a rostit aici despre mine. Cred că nu este întâmplător, ca să mă refer la ceea ce a spus domnul director, că o discuție despre exilul literar românesc se petrece într-o săptămână a patimilor. Fără a cădea în metaforă sau în sentimentalism, aș spune că mari autori care conturează într-o formă foarte completă și complexă lumea exilului literar românesc au trecut prin acele suferințe și patimi pe care Biblia le pune pe seama unui personaj simbol. Fiecare în felul lui e adevărat, fiecare dintre autorii despre care o să vă vorbesc în cele ce urmează, fiind beneficiarul unei biografii excepționale, deopotrivă creatoare pentru operă, dar și distructivă în cazul omului. Da? Dacă este să ne referim, de exemplu, la Monica Lovinescu, la Eugen Ionescu, la Emil Cioran, care sunt, de adevărat, corifeii exilului românesc și care sunt recunoscuți ca modele sui generis și pentru alte literaturi decât cea română, putem să constatăm cu ușurință, dintr-o simplă aducere la zi a biografiilor lor, că, în fapt, în adevărul lor existențial, acești oameni au fost niște mari nefericiți și niște mari sacrificați. Nici astăzi, de fapt, istoria literaturii române contemporane nu îi așează la locul binemeritat. Și ca să, cum să spun, ca să demonstrez această idee, fără partipriuri, vreau doar să vă spun că săptămâna trecută Monica Lovinescu a avut aniversarea zilei de naștere și nu am văzut sau nu am auzit nicăieri la radio ori televiziune, măcar un simplu comentariu, da, măcar pe banda aceea a știrilor, da, de la diverse posturi, o idee acolo cum că Monica Lovinescu a existat și a avut un cuvânt de spus, în fond, în numele României, așa cum o cunoaștem noi, cei pasionați de artă, o Românie dominată de cultură și spiritualitate. Și care, prin vocile exilului literar românesc, practic modifică, metamorfozează chipul literaturii vest-europene și, așa cum se întâmplă actualmente, și americane. Pentru că o să vedeți, avem un val de emigrație foarte puternic, care merge în anii 60-70 în spațiul american, mai ales în mediul universitar, și produce acolo niște mutații estetice foarte importante, pe care noi înșine, astăzi, ne dovedim greu capabili să le asimilăm ca rezultate, deși ele sunt de excepție. În sfârșit, ca să închei această paranteză, aș spune și aici, de fapt, nu fac altceva decât să mă raliez la o opinie afirmată la începutul anilor 2000 de o cercetătoare de limbă germană, Eva Bering, care este o foarte bună receptoare a fenomenului exilului,
și care spunea că exilul literar românesc este cel mai important fenomen prin amploarea sa, fenomen de masă care se petrece în spațiul vest-european și în spațiul american. România dând, din punct de vedere numeric, cel mai mare procent de scriitori plecați în afara granițelor țării și care își constituie o operă de sine stătătoare în străinătate, indiferent că ei scriu în limba de adopție, da, în idiomul țării în care ajung să trăiască, sau mai scriu și în limba română. Cel mai mare procent, așadar, din spațiul sud-est european. Lucru foarte important, care, într-o oarecare măsură, ne face și nu ne face cinste, dar care spune, totodată, că autorii români merg în țări precum Franța, Marea Britanie, Germania, Statele Unite ale Americii și schimbă acolo radical cu chipul literaturii. Dacă o să vorbim despre un singur lucru, da, și anume o specie care este ușor mai vitregită în manualele școlare, dar și în mediul universitar ca materie de studiu, și anume dramaturgia, putem să facem referire doar la două nume, care sunt uriașe, Eugen Ionescu și Matei Vișniec. Da? Primul fiind creatorul, întemeitorul teatrului absurd în spațiul vest-european, iar cel de-al doilea fiind în anii 80-90 și astăzi, când ne lăudăm foarte tare cu numele lui, continuatorul sub alte forme postmoderne ale moștenirii lăsate de Eugen Ionescu. Dar nimeni nu se mai întreabă astăzi dacă teatrul Eugen Ionescu s-a născut în România sau s-a născut în străinătate. Francezii îl consideră scriitor francez, așa figurează, așa a ales, a fost opțiunea lui proprie să devină scriitor francez. Noi, iată, post-mortem, îl considerăm un mare scriitor român. Da? Vreau să încep arătându-vă că, până la urmă, percepția asupra exilului literar românesc a fost în bună măsură falsificată la noi de câteva decenii de critică literară care, evident, s-a dovedit ostilă acestui fenomen. Și asta a avut, cum știm cu toții, a avut consecințe diferite. Da? În spațiul vest-european, autorii români au evoluat într-un fel, în spațiul nostru, prioritic, autorii, prozatorii, poeții, dramaturgii au evoluat sub cenzură altfel. Există, e adevărat, și individualități de excepție, cum ar fi numele lui Panoi Distract, invocat de domnul director, care nu pot fi înseriate, nicăieri, într-o mișcare. Deci sunt autori care au izbucnit ca o cometă, să spunem, și care și-au dezvoltat o scriitură cu totul și cu totul personală, pe care oricât s-ar strădui criticii și istoricii literari să o așeze într-un anumit sertar, nu reușesc. Da? Nu pot fi, sunt atât de diferiți de la un text la altul și atât de surprinzători în metoda lor de a face artă, încât nu pot fi asimilați niciunei mișcări. Și pentru că am numit-o aici pe Eva Bering, o să vă spun că ea este autoarea unui studiu excepțional, așa cum se întâmplă în multe cazuri, despre literatura română, scriu mult mai bine ochii care ne privesc din afară. Pentru că ei fac acest lucru fără ura și părtinirea confraților din interiorul mediului scriitoricesc, și reușesc, la un moment dat, foarte bine documentați fiind, să aducă o perspectivă foarte coerentă asupra unui fenomen care nu s-a încheiat încă, da? Să recunoaștem acest lucru. Exilul literar este un fenomen dinamic care se desfășoară încă. Și astăzi avem foarte mulți scriitori care aleg calea exilului. Da? Aleg să plece din țară și să dea acestui cuvânt un sens pozitiv, considerând că exilul este singura modalitate prin care pot să evolueze ca autori, ca personalități, ca existență până la urmă. Și aș numi aici, de pildă, un autor al tinerei generații care este plecat în America, Radu Pavel Gheo, și care scrie un text foarte frumos, Adio, adio, patria mea, cu din A. Da? Asta și cu referire la tendințele ușor antiacademice ale scriitorilor din exil, pentru că mai toți,
Și asta e o coordonată ce îi unește pe toți la oaltă. Mai toți scriu împotriva tendințelor academice, calofile, care erau la un moment dat la ordinea de zi sub regimurile totalitare. Dar era o modalitate de a constrânge scriitorul să-și construiască o altă supusă unui regim tiranic. Ca să recuperăm din istorie câteva figuri mari ale exilului, ar fi nevoie să ne întoarcem cu mult timp în urmă și să spunem că termenul ca atare este de origine iudaică, cum bine se știe, și desemnează pur și simplu pierderea teritorială și răspândirea fără lipsită de control rațional a unui popor în lume. Astăzi, exilul a ajuns, cel puțin pentru literatura română, să desemneze ceea ce Monica Lovinescu numește foarte frumos în Unde scurte, acea istorie alternativă a literaturii române, de care literatura română are nevoie pentru a se reinventa ca un organism complet, ca un organism viu. Pentru că știm cu toții că, cel puțin sub regimul Ceaușescu, dar și sub regimul Gheorghe Gheorghiu Dej, au existat foarte mulți autori de capodopere, da? Care au scris capodopere, dar care nu au avut voie să le publice, care și-au văzut toată munca pusă sub cenzură, ținută la sertar, și care, mulți dintre ei, nu au mai avut privilegiul biologic să supraviețuiască și să-și vadă numele reabilitat. Ei bine, există practic trei valuri mari, să spunem, asta ca să facem o introducere istorică la subiect, ale exilului literar românesc. Valuri care au legătură, evident, cu istoria frământată a României moderne. Primul val ar fi și cel al deceniilor al deceniului cel mai greu, da, care a venit după perioada interbelică și a supus intelectualitatea unor rigori foarte mari din punctul de vedere al alegerii subiectelor, și anume deceniul 1940-1950. Pe care, sau ale cărui figuri proeminente le cunoaștem cu toții. Mari exilații acestui moment sunt fără doar și poate Monica Lovinescu și Virgil Ierunca. Monica Lovinescu, care pleacă la Paris nu în exil, pleacă cu o bursă de studiu, da? Este aleasă de Institutul Cultural Francez din București ca reprezentant al României pentru o bursă la Sorbona. Și odată ajunsă acolo, află că mama ei, Ecaterina Bălăcioiu, care este o persoană extraordinar de fertilă din punct de vedere ideatic, da? Un profesor care a fost și creator de jurnal, creator de literatură, află că mama ei este ținută prizonier în închisorile comuniste și de acolo este anunțată de tot de mama sa, să nu se întoarcă pentru nimic în lume, în patrie, căci dacă se va întoarce, ei vor fi câștigat. Vă citesc din memorie ceea ce puteți să citiți și dumneavoastră după întâlnirea noastră, dacă veți ajunge la scrisorile Ecaterinei Bălăceanu Stornici către fica sa. Da? Titlul este publicat astăzi, nu o să numesc editura, fiindcă nu vreau să fac publicitate, dar e bine să mergem și către această literatură secundă, către scrisori și jurnal, ca să ne facem o opinie corectă asupra fenomenului. Așadar, Monica Lovinescu, din pricini biografice, rămâne la Paris. Ea nu este propriu-zis un scriitor, da? Este acea mare voce, da? Cum o cunoaștem noi, a Europei libere, dar puțină lume știe că această profesie a ei i-a confiscat până la urmă dreptul de a fi scriitor. Monica Lovinescu, înainte de a pleca din România, apucase să publice un roman foarte bun, da? Despre cuvânt, care poartă acest titlu, și după aceea nu mai scrie. Nu mai scrie decât cronici radiofonice pe care le citește la Radio Europa Liberă, susținându-i pe acei scriitori care sunt vitregiți în patrie. Și știm că prezenței constante a Monicăi Lovinescu și a lui Virgil Ierunca îi se datorează
notorietatea, uneori meritată, alteori nemeritată, pe care o au unii scriitori, cum ar fi Paul Goma, da? Paul Goma n-ar fi fost autorul de astăzi dacă nu ar fi fost remarcat la momentul potrivit de acești doi critici și istorici literari. Dumitru Țepeneag, da? Mare romancier postmodern, o voce foarte cultivată a exilului literar românesc, sau un scriitor nemțean, care mie îmi place foarte mult și pe criteriul apartenenței lui la același județ din care sunt și eu, Constantin Virgil Gheorghiu, rămas pentru totdeauna în istoria literaturii, grație romanului său Ora 25. Tot în acest val se înscriu, evident, acele nume ale celebrei generații, da, care vine din interbelic și face carieră la Paris, Eugen Ionescu, Emil Cioran, Mircea Eliade, care este un om, un enciclopedist, un personaj ce anunță, dacă vreți, globalizarea culturală, pentru că el nu mai aparține, de fapt, niciunui spațiu, aparținând în egală măsură spațiul românesc, da? Pe care îl invocă în permanență, vorbind despre sacru și melancolia originilor, iată, două teme predilecte ale literaturii exilului, care sunt, în fond, o formă de a evada din realitatea pe care acești scriitori o trăiesc biologic. Și mulți alții, da, care colorează acest prim val al emigrației la Paris. Anunțat înainte de momentul avantgardist, despre care a vorbit domnul director, prin acest personaj foarte interesant, care este Tristan Țara, da? De fapt, el este un Tristan rămas fără de țară, fără de prieteni, fără de creatori cu care să rezoneze. Arta dadaistă, asta anunță în fond, în 1919, la Zurich, în Elveția, când apare manifestul lui Țara. El se afla într-o solitudine desăvârșită, da? Și încerca, alături de foarte, foarte puțini oameni care rezonau cu ideile sale, să facă un fel de antiliteratură, da? Care să construiască un protest împotriva războiului, da? ce se apropia în Europa. Al doilea val al exilului literar românesc ar fi cel care se produce odată cu relativul dezgheț, da? Așa numitele teze din iulie ale lui Ceaușescu, între 1960 și 1970, când la fel grupuri de oameni destul de tineri, ieșiți mulți dintre ei de pe băncile mediului universitar și foarte cultivați, da? Oameni în bibliotecă, oameni care studiază în mod aplecat fenomenul literar, istoria, filozofia, și fac aici o paranteză pentru a spune că literatura exilului românesc este încărcată de o latură meditativă, filozofică, de o apetență pentru metafizic, da? Tocmai ca o formă de a ieși din context a acestor scriitori. O generație din care fac parte nume astăzi de mare rezonanță pentru cultura română, și anume Matei Călinescu, da, un critic plecat în America, care revoluționează, de fapt, critica literară americană, Sorin Alexandrescu, sunt foarte mulți, da? Nu-l pot inventaria pe toți aici, nici nu vreau să vă plictisesc numindu-i pe toți, dar ceea ce trebuie reținut este că acești creatori sunt cu predilecție critici și istorici literari și mai puțin scriitori. Cel de-al treilea val al emigrației din secolul 20 se produce în anii 80, care sunt recunoscuți la noi ca anii cei mai duri ai terorii regimului dictatorial în România. Și avem în această perioadă o pleiadă de prozatori și poeți care părăsesc România. De la celebrul caz al lui Ion Caraion, da, care a fost contestat, adulat, în fine, în jurul fiecărui personaj din exil s-au țesut și se țes încă foarte multe istorii neoficiale, încercându-se și astăzi să li se pună în spate anumite, cum să spunem, orientări politice în defavoarea operei literare. E adevărat că în unele cazuri aceste orientări politice mai puțin
care fac mai puțină cinste omului, există. Da? Cum ar fi, de pildă, supraviețuirea în exil a foarte multor autori cu orientări de extremă dreaptă. Dar sunt și foarte multe mistificări. De aceea, cred că singura în măsură să ne convingă de valoarea unui autor și de propria lui axiologie este tot opera și nu mistificările unui istoric sau critic literar în bună măsură rămași de mâna a doua. Ion Caraion, așadar, prozatori foarte diferiți între ei, dar și față de ceea ce se scrie în literatura română, cum este Norman Mannen sau Dumitru Țepeneac, iar mai nou, autori tineri, da, cum este Radu Pavel Gheo sau, ca să amintesc, un alt mare romancier, Petru Dumitriu. Dintre toate aceste nume pe care le-am amintit, două, cel puțin, vin din spațiul prozei și reușesc să facă, să producă metamorfoze uriașe în ceea ce înseamnă epicul vest-european. Primul, în ordine cronologică, ar fi Constantin Virgil Gheorghiu, care creează în 1949, deci publică în același an cu ajutorul Monicăi Lovinescu, care traduce cartea în limba franceză, romanul Ora 25, o adevărată distopie și prin aceasta numim, evident, acea literatură care are un caracter anti-utopic, da? Deci nu este despre societățile fericite, ci despre acele regimuri totalitare, ba chiar denunță în romanul său, Constantin Virgil Gheorghiu, faptul că omul, indiferent de naționalitate, indiferent de proveniență, indiferent de credință, religie și apartenență etnică, va trăi, este condamnat prin condiția lui adamică, va trăi un etern prizonierat. El creează un personaj foarte interesant, Johann Moritz, a cărui notorietate se datorează și ecranizării acestui roman, care va fi fost făcută, evident, la Hollywood, cu un actor excepțional în rolul principal, și anume Anthony Quinn. El însuși un melanj etnic, căruia îi se potrivesc foarte bine aceste roluri, cum să spunem, în care discrepanța între identitatea proprie și celălalt care te privește este foarte mare. Da? Johann Moritz, de fapt Ion, da? Este un plugar dintr-un sat transilvanian, pentru că lumea romanului lui Constantin Virgil Gheorghiu este în mare parte lumea romanului lui Rebreanu. Da? Deci nu este o pastișă, ci este o intertextualitate voită cu romanul lui Rebreanu. Și o să mă întrebați de ce. La Rebreanu, evident, problema Transilvania este uriașă, așa cum știm cu toții. Rebreanu însuși debutând ca nuvelist atunci când Transilvania se afla, de fapt, în Imperiul Austro-Ungar și Rebreanu este nevoit să-și publice primele nuvele în limba maghiară. Și o face pentru că altfel nu poate fi debutat ca scriitor. Da? Lucru pe care îl arată un critic foarte bun astăzi, Cornel Ungureanu, care scrie la noi despre fenomenul acesta și al exilului într-un superb eseu numit La vest de Eden. Da? Și în care problematizează tot acest tipar al Transilvaniei asuprite. Johann Moritz al lui Constantin Virgil Gheorghiu pleacă așadar din această lume și are un parcurs existențial în care putem să citim foarte bine parcursul biografic al scriitorului însuși. Da? Ajunge în timpul războiului mondial să fie luat prizonier din cauza că un angajat al primăriei îi vrea nevasta, da? Deci ajunge dintr-o cauză care nu are nicio legătură nici cu politica, nici cu naționalitatea sa, deci pur și simplu dintr-o gelozie a cuiva care vrea să ia locul. Ajunge în lagărul maghiar, de acolo ajunge în lagărul austro-ungar, de acolo ajunge în lagărul german și în cele din urmă ajunge în lagărul american. Da? Iată, americanii pe care bunicii noștri așteptau ca pe soluția supremă a tuturor problemelor românești. Și aș vrea să vă dau un scurt citat pentru ca să vă conving de adevărul textului lui Constantin Virgil Gheorghiu.
ce gândește acest personaj gândind despre casă. Femeile sunt ca și copiii, le trec tot felul de întrebări prin cap. Tare mi-e dor de femeia mea. E durerea nostalgiei după un lucru pe care nu-l dobândim de fapt niciodată. Dacă atingem cu simțurile acel lucru, constatăm că nu este ceea ce doream noi. Așa și America. Poate că America nu este ceea ce caut. Este numai pretextul căutării. O invenție a nostalgiei noastre. Acest roman se încheie foarte frumos după ce Johann Moritz rememorează în minte lagărele prin care a trecut și constată că ele sunt la număr 44, cifră simbolică, dacă vă gândiți la cel de-al doilea război mondial. Și în același moment este împuns în spate de baioneta unui general american care îi spune keep smiling, keep smiling. Da? Acesta este finalul romanului. Evident că prizonierul ce poate să facă decât să zâmbească. La fel zâmbește și Constantin Virgil Gheorghiu când este acuzat de răuvoitori, ca să-i numim frumos, de faptul că a fost legionar în tinerețe, că a făcut politică comunistă în Occident, etc. Lucrurile sunt foarte complicate. De aceea eu pledez întotdeauna în favoarea adevărului operei. Marea temă a exilului literar românesc este exact aceasta, a dezrădăcinării și a conștientizării faptului că, indiferent unde vom merge, vom trăi într-o condiție de prizonierat. Asta resimt exilații români în Franța, chiar dacă ei au acolo o viață relativ frumoasă și simplă, da? Unii dintre ei bucurându-se de un mare succes de public, cum este cazul lui Emil Cioran, care, după ce publică în Franța al său tratat de descompunere, Précis de décomposition, îl depășește pe nimeni altul decât Jean-Paul Sartre ca număr record de vânzări. Cu ce anume? Un tratat de eseistică care îndeamnă la sinucidere. Da? Deci cu lucruri absolut ieșite din banal, din ceea ce este convențional în rândul publicului. Da? Acești autori au curajul de a fi foarte vocali, de a fi foarte puternici și prin aceasta sunt emblematici pentru cultura română. Ei sunt minoritari care ajung să facă, dacă vreți, regla într-un spațiu exterior. Da? La fel se întâmplă cu un alt romancier foarte mare al nostru din exil, care se numește Vintilă Horia și care scrie în 1960 un roman extraordinar, după părerea mea, și foarte bun în franceză, în original, da? El este scris direct în franceză, spre deosebire de textul lui Virgil Gheorghiu, care este scris în română și tradus în franceză. Dumnezeu s-a născut în exil. Dieu est né en exil. Iată ce titlu uriaș. Pentru un roman care e în fond postmodern și ce face? Rescrie istoria exilării în Pontul Euxin a poetului roman Ovidius. Vintilă Horia, de fapt, este primul autor de roman postmodern european. Eu aș risca aici să fac o inversare a canonului occidental, așa cum îl vede Harold Bloom, pentru că vine cu un personaj de forță, de mare forță, din istoria literaturii antice, care a avut, e adevărat, o experiență foarte intim legată de România, de Dacia, de dacism. Problema din acest roman este problema exilatului care se revendică de la condiția sa primitivă dacică. La fel ca în personajul lui Constantin Virgil Gheorghiu și în Ovidiul lui, care scrie un jurnal. Romanul e de fapt un jurnal în 8 capitole care desemnează cei 8 ani de exil ai poetului Ovidiu Latonis. Evident asimilați celor 8 cercuri ale infernului dantesc, da? Și aici un efort de structurare și de construcție foarte mare al prozatorului. Ce se întâmplă cu Ovidiu? Se dezice de tot ceea ce fusese identitatea lui proprie. Ovidiu, autorul Artei Iubirii, da? Deci cel căruia îi place viața liberă, ușor dezmățată, în care putem să resimțim pulsiunile vitaliste din plin, și suferă, cum tot el scrie, o frumoasă
metamorfoză. Ba, după unii critici, suferă o metanoia, deci se produce o schimbare de mentalitate în interiorul acestui personaj. De fapt, această schimbare este cumva simbolică pentru destinul tuturor scriitorilor din exil. Fiecare dintre ei ajunși într-un nou spațiu, este nevoit să se redefinească în raport atât cu noua țară, cu noua limbă, dar și în raport cu vechea cultură, cu cultura de origine. Și o să observăm un mare paradox al artei de exil, este acesta. Cei care scriu proză și teatru reușesc să scrie în limba de adopție, dar poeții, cei care scriu poezie, marea majoritate nu scriu decât în limba română. Poezia rămâne limbajul universal până la urmă și ea nu poate fi scrisă decât în limba română. Și Gabriela Melinescu, autoare de roman în Suedia, și Eugen Ionescu, autor de dramaturgie, dar și poet al unor foarte frumoase elegii pentru ființe mici, da? Pe care nu le cunoaște toată lumea, dar care sunt poeme superbe adresate vârstei inocenței. Și Monica Lovinescu și Virgil Ierunca scriu poezii, da? În limba română, ca o formă, dacă vreți, de nostalgie și dor față de momentul în care s-a produs ruptura și au fost nevoiți să plece și să nu se mai întoarcă. Metamorfoza, așadar, a lui Ovidiu, că de aici plecasem, are legătură și cu aspectul religios al condiției umane. Poetul roman se convertește la credința dacilor. Și o să vedeți imediat de ce. Citez. Cred că taina pe care acest loc, România, altfel spus, o ascunde în oamenii săi și în armonia peisajului, nu poate fi explicată decât prin religie. O religie care a modelat, precum mâna unui sculptor, totul, suflete și locuri. Zalmoxis a fost un simbol trecător, un precursor al acestui Dumnezeu, a cărui împărăție va fi universală și a cărui luptă pentru a modela oamenii va dura milenii. Or, fidelii lui Zalmoxis sunt singurii dintre toate popoarele care nu se tem de moarte. Ei sunt așadar pregătiți pentru nașterea cea nouă și vor fi poate primul popor care se va lăsa modelat de legea lui Mesia și care va accepta învățătura lui fără a avea nevoie de o transformare esențială. Mi se pare foarte frumos acest și grăitor acest citat din romanul lui Vintilă Horia pentru acel sentiment al sacrului care este tot una cu sentimentul apartenenței pe care îl trăiesc autorii din exil. Închizând bucla, ceea ce afirmă Vintilă Horia în finele romanului este că știe cu certitudine un singur lucru și anume că Dumnezeu s-a născut în exil. Deci pentru foarte mulți dintre acești autori, exilul a devenit în cele din urmă o poartă benefică către propriul sine, către înțelegerea propriei identități, chiar dacă într-un context uneori ușor lezat de politică sau mai profund lezat de factorul politic. Teatrul absurdului al lui Eugen Ionescu nu se naște doar din contactul acestuia cu lumea occidentală. Cântăreața Cheală al lui Eugen Ionescu reia elemente din dramaturgia lui Caragiale. Da? La fel, multe alte piese din Eugen Ionescu cultivă personaje secundare, mai ales din dramaturgia lui Caragiale. Discursul lui Cioran nu este un discurs născut din nimic. Da? Este un discurs pregătit de o întreagă eseistică interbelică în care avem nume excepționale, numele profesorilor lor, Nae Ionescu, da? Numele lui Mircea Vulcănescu, mulți alții, foarte multe femei care scriu eseistică și jurnal în această perioadă și care sunt astăzi mai puțin cunoscute. Și dacă este să ne revendicăm de la o tradiție a exilului literar românesc, putem să spunem că ea e foarte veche, datează într-adevăr de la
romanul Istoria Ieroglifică a lui Dimitrie Cantemir, care este scris în perioada în care acesta se află în exil, exilat de propriul său frate, de Antioch Cantemir, în spațiul de astăzi al Uniunii Sovietice, și scrie acest text ca răspuns la modul fanariot de a organiza lucrurile în acel moment. Dar există și o tradiție a exilului în perioada post-pașoptistă. Avem foarte multe nume de autori mari care scriu în exil. Iulia Hardeu, de pildă, Elena Văcărescu, Marta Bibescu, dar și un lucru pe care l-am descoperit de curând, Duiliu Zanfirescu, cu ocazia convorbirilor literare, am aflat că Duiliu Zanfirescu și-a scris toată opera lui de poezie, dar și mare parte din romane, într-o perioadă în care este diplomat la Roma, de 8 ani de zile. Deci o perioadă în care este departe de patrie. Arta lor literară este, până la urmă, un mod de a valoriza pozitiv dorul față de patrie. Indiferent că acest exil este o formă de pedeapsă, este o formă punitivă impusă de alții, sau dacă la un moment dat este un exil autoasumat. Și avem și astăzi autori foarte buni care sunt de origine română, dar scriu în alte limbi și ne fac cinste în felul acesta, devenind cu adevărat ambasatori ai culturii noastre, cum este Cătălin Dorian Florescu, printre alții, care dă un roman foarte apreciat de publicul tânăr, Vremea minunilor se numește, un roman despre România sub Ceaușescu, scris din perspectiva unui copil bolnav, cum este, la fel, scriitorul însuși, de o boală incurabilă și care reușește să fugă cu tatăl său în America pentru a se însănătoși. Ce diferențiază acest text față de marea listă de romane scrise în România despre epoca Ceaușescu după 89, este faptul că autorul nostru reușește prin distanță să-și sublimeze pornirile acestea malițioase și să nu descrie regimul cu ură, ci să descrie cu inocența unui copil, adică aceeași metodă pe care o folosea cu mulți, mulți ani înainte Ion Creangă, vorbim despre lumea satului din care el venea. Cred că trebuie să mă apropii de sfârșit. Dintre temele acestei literaturi, indiferent că vorbim despre poezie, proză sau dramaturgie, aș vrea să reținem în primul rând nostalgia, da? Peste tot, indiferent ce vom citi, o să găsim acest filon al dragostei față de ceva care este departe, față de ceva care există în noi și totuși nu-l putem atinge. Nostalgia, așadar, după ceva ce am pierdut și nu vom recupera niciodată, decât poate pe calea aceasta a artei scriiturii. Apoi, tema personajului inadaptat sau tipul acesta al personajului inadaptat, care de fapt îi disimulează foarte bine pe mari intelectuali care construiesc exilul literar românesc. Ei sunt mari inadaptați. Farmecul literaturii lor vine din faptul că ei înșiși sunt foarte profund marcați de limba română, așa încât nu reușesc să se adapteze foarte bine la limba de adopție și reușesc să creeze sintagme și aforisme, la un moment dat, foarte seducătoare pentru, să zicem, publicul francez, tocmai datorită contaminației dintre limba română și limba franceză. Cred că mă înțelegeți, da? Lingviștii vorbesc astăzi despre un idiom al exilului, da? Acești scriitori, s-a discutat foarte mult în legătură cu exilul literar românesc, pornind de la această idee. Cui aparțin în fond acești autori? Ei aparțin literaturii franceze, americane, germane, etc. sau literaturii române? Și toți criticii și istoricii noștri încă se mai ceartă cu privire la această problemă, dar Eva Bering spune răspicat și demonstrează cu foarte mare precizie că acești autori aparțin în mod cert propriei patrii, pentru că fondul lor cultural și tot ceea ce se întâmplă în opera lor este național, este impactat, este pur și simplu pentru totdeauna rămâne un element care simbolizează românismul, indiferent în ce cultură ar ajunge ei.
Și în sprijinul acestei idei o să vă citesc în încheiere un mic poem pe care îl scrie Virgilie Runca, da? Iată, nu, poate puțină lume știe că Virgilie Runca se ocupa și cu poezia. A pornit ca poet. Da. A pornit ca poet, la fel ca și Monica Luvinescu a renunțat la mai scrie literatură sau n-a mai avut timpul fizic să facă și literatură, să se ocupe de această idee și scrie acest text în 1996, când România se află în deplină libertate, când cei doi soți sunt invitați și au o serie de turnee naționale prin România în care vorbesc în teatre sau instituții precum aceasta pe care o conduceți dumneavoastră, despre ceea ce li s-a întâmplat lor în acești ani și lămuresc publicul tânăr cu privire la ceea ce a însemnat exilul pentru ei. Vă citesc acest poem și o să descoperiți dumneavoastră în el multe lucruri, sunt convinsă. O să descoperiți aici cuvintele lui Blaga, o să descoperiți îndoiala lui Arghezi, jocul lui Ion Barbu, deci toată poezia românească grea, care devine proprie exilatului și care până la urmă este internalizată de acesta ca o formă de a supraviețui în Occident. Într-un Occident în care accentul nu mai cade pe artă, să spunem și asta, da? Literatura franceză, în momentul în care apar acești autori, este o literatură a plictisului. Da? Se scrie despre plictis în plictiseală, ca să folosesc un termen mai puțin academic. Da? Noul roman francez descrie obiecte, camere, foarte puține personaje și deodată apar acești autori care reorientează discursul către problemele adevărate și grele ale omului, către identitate și problema contactului cu celălalt, cu o cultură străină. Poemul acesta așa se și numește Identitate și îl găsiți astăzi într-un volum, la fel nu spune editura, într-un volum care se numește Poeme de exil. Vădindu-te, te ascunzi mai bine. Nu stai în clipă, nici în sine. Ești înainte de a fi fost, în spornic și mirabil rost. Te chem să fii, să mă numești, eu mi-amintesc. Doar tu mai ești. Mi-a logodit lumina în noapte, cazi în tăcere, te înalți în șoapte. Deschide-te, să poți citi mirarea. Osânda împreună. Aceasta e lucrarea. Iar pui cuvânt lângă cuvânt, desmărginit-o. Cine sunt? Da? Osânda împreună. Cam asta ar fi într-o formulă metaforică posibilitatea noastră de a denumi lumea colorată, variată și cu foarte multe forme a exilului literar românesc. A fost o formă de osândă, de pedeapsă, dar a fost deopotrivă una dintre cele mai fertile modalități ale unei culturi minore de a schimba, de a metamorfoza chipul culturilor mari, ancestrale, care sunt cele vest-europene. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamne, profesor Livia Iacob. Vă promit că înspre toamnă poate o conving să ne mai întâlnim o dată, pentru că aici a fost vorba despre exilul literar, așa a fost propusă tema, dar ascultând-o cu mare atenție, îmi dai seama că, desigur, ne-ar putea lărgi acest tip de conferință, înspre o chestiune care e foarte actuală și cumplită astăzi. Desigur că exilul care îl vedem noi este acela al personalităților. Este logic să legăm ideea de exil de personalități de la Ovidiu încoace sau Dumnezeu știe de când. Dar exilul cel mai cumplit, și nu vreau să spun lucruri mari acum, dar așa le simt, totuși mi-ați probat la fel și mi le-ați și intuit deja, este acel exil al popoarelor, sau al unui popor, că vorbim de unul singur, dar popoare, să spunem, care trăiesc exilul în propria țară. Adică cumplit este să fii în țara ta, că îi spui patrie, patrida, cum spun grecii, că îi spunem nu știu cum, și să te simți exilat în propria țară, de 10, de 20, de 26 de ani sau de 300 de ani sau depinde de Dumnezeu de câți ani vrem noi
Și să vezi că pe măsură ce trece timpul, chestiunile se abstractizează, încât ideea de etnie, de neam, de unitate naționalistă, care nu e un cuvânt prohibit, ar trebui să fie un cuvânt foarte normal și foarte sfânt în felul lui, vezi că aceste chestiuni dispar și atunci te trezești, cam Goga spunea treaba asta într-o imagine poetică, te trezești străin în propria țară. În momentul în care te trezești străin în propria țară, atunci se naște o altă dimensiune a exilului, desigur putem să-i spunem că e metaforică, că e exagerată, pentru că nu respectă canonul, respectă definiția, etimonul acela de pe vremurile de exilul evreiesc. Dar tot despre exilul evreiesc, un mare scriitor francez, care a avut mare noroc să fie căturat, să fie istoric și să se tragă și dintr-o mare familie nobiliară, printre puținele care au mai denuit în secolul 20, îl cheamă Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson, marchiz, printre puținii cu castel adevărat în Franța, a scris o carte seducătoare, care este, cum am uitat o dată pe... Pe fișe. M-am uitat o dată când am fost aici la domnul Pichinez mai demult. Cartea se cheamă Istoria sub poveste, așa m-am gândit. A Jidovului Rătăcitor. Deci o istorie a Jidovului Rătăcitor, o poveste, dar istoria, cred că se cheamă, Istoria a Jidovului Rătăcitor. Desigur că e povestea care o știți cu toții, dar ce face Jean d'Ormesson, fiind el și romancier, dar și istoric, în primul de mare forță, face o trecere a acelui personaj semi-inventat din povestea biblică, acela care refuză să-l ajute pe Iisus, când Iisus, în drumul său spre Golgota, cere ceva să slugoiască setea, chinul, calvarul, scris cu cămare, da? Și personajul respectiv în istoria apocrife, bai ajutor, deci zmar, bai cărpaci, bai ciofiel, e ceva care stă la o tonetă, la o, în fața drumului. Iar da, săracul, apă sau oțet cu în buretele alea, dacă vă amintesc, da? Dar e frică. De ce? Pentru că pe lângă Iisus se află toată camarila, toată moștirea, toată garda, toți securiștii, sau cum vreți să le spuneți, aia care îl însoțesc în drum spre cruce. Și zice, nu, sau cum ar spune prietenii noștri peste Prut, niet. Deci nu-i dă. Și nu numai că nu-i dă, dar cumva afișează și rânjetul acela al prostului care a făcut ceva tare. Sunt oamenii simpli, din păcate nu sunt totdeauna deștepți. Asta e un păcat mare al lor. Ei, de aici povestea capătă cote halucinante și devine povestea Jidovului Rătăcitor, care o știm cu toții, nu mai moare și colindă lumea. Dar în romanul lui d'Ormesson o colindă, cum? La nivel de evenimente importante. Adică ajunge tipul lui Nero și trăiește toată nebunia lui Nero cu incendiu și cu ce se întâmplă în Roma în anii 60-70. Ajunge în locul de vreme și este ipostaza lui Martin Luther. Ajunge tipul lui Shakespeare. Ajunge tot ce vreți dumneavoastră din istorie, ajunge desigur în perioada lui Robespierre. Și când e o bucată de Robespierre, când e o bucată de știu eu ce alt mare revoluționar francez. Iar acțiunea romanului e dusă până prin spre anii 80 din secolul trecut. Ei, este acest personaj seducător, Ahasverus, dacă vreți să-i spunem pe numele lui real, este un mare exilat. Oricum se duce, nu are țară. El trece prin toate țările și nu are nici timp, nici moarte, vorba lui Ionescu, pentru că e condamnat să trăiască până la a doua venire a lui Isus. Așa că putem vedea, plecând de la conferința atât de fascinantă a doamnei profesoare, putem trece multe cote ale exilului și atunci am să o rog câte puterea de frumos la toamnă să mai facem o conferință și pe exil, să trecem și la alte paralele ale exilului. Până atunci noi ne permitem, dacă ne dați voie, să vă dorim să aveți și să dea Dumnezeu să aveți sărbători frumoase. Vă mulțumim și până după sărbătorile pascale vă doresc și eu aceeași lumină frumoasă care să se reverse asupra dumneavoastră și să sperăm că ne vom reîntâlni cu bine în aceeași locație. Toate cele bune!